Am găsit tuturor, într-adevăr, există posibilitatea să fie gata până vara viitoare, cel puțin așa ne-au spus cei care se ocupă de acest proiect de mare anvergură, așa cum ai zis și tu puțin mai devreme. Și asta pentru că vorbim despre plaje mai late și despre plaje nou înființate, pentru că în această zonă în care ne aflăm noi acum, până zilele trecute nu exista plajă, aici era marea care ajungea până la clădirile de pe mal, iar acum noi ne aflăm la 3 metri deasupra nivelului mării. Sunt aduși la peste 3 milioane și jumătate de metri cubi de nisip de la o distanță de 10 km din largul mării, iar plajele la final vor avea o lățime mai mare de 100 de metri. Iar acest proiect din această fază se desfășoară pe o lungime de 6 km, o lungime cuprinsă între portul turistic din Eforie și Eforie Sud, din Eforie Nord și zona de Eforie Sud până la limita cu localitatea Tuzla. Acest proiect se va desfășura pe parcursul mai multor luni și are și o componentă foarte importantă, aceea de dezvoltare marină, pentru că aici se vor aduce anumite ierburi speciale și, bineînțeles, vom vedea de anul viitor și căluți de mare sau crabi, iar aici se vor putea face scufundări. Zonele turistice, acolo se va lucra după 15 septembrie, după ce vor pleca turiștii, iar operatorii își vor lua toate obiectele pe care le-au amplasat, astfel încât turismul să nu fie afectat. Rămâne de văzut felul în care se va desfășura turismul anul viitor, pentru că nu știm în acest moment unde vor putea fi poziționate șezlongurile sau beach barurile. Este un proiect care a costat 400 de milioane de lei. La aceste plaje noi trebuie să mergem legal pe o procedură clară care începe cu întabulare, puz, amenajare și licitație. Este foarte important să nu generăm aceleași probleme care încă o dată caracterizează celelalte secțiuni de plajă. Autorizațiile pentru construcții sunt la primării și ei, dacă respectă legea, pot, pentru anumite tipuri de construcții, probabil provizorii, pot emite anumite autorizații.